Băga 250 de lei și mai dădea bonus, bro, că așa era atunci. Da, mă, băgai, da, bro, și îți dădea bonus. Și bonusul ăsta ți-l dădea mereu, atenție. Nu acum one time per ID. Deci bonusul ăsta acum nu mai există în joc. Atunci l-aveai permanent. Atunci cu 15 lei îți băgai 600 de diamante. Acum ți bași cu 25. Cam multicel pentru un joc pe telefon. E bine, dacă stau puțin să mă gândesc, oricum o să bag banii ăștia în joc mai devreme sau mai târziu, dar ideea e că este un event în desfășurare și treaba e că primești dublu orice pentru prima dată când cumperi gemurile, de când... A, e pentru prima dată, ok, este că nu mai știu, dar știu că era a fost permanentă treaba asta, nu mai știu, corectați-mă care ajută, dar știu că era permanentă treaba asta, nu era doar event. Nu mai știu, dar era permanentă, bro, asta, eu așa știu că era permanentă, bucai 15 lei, îți dădea 600 de diamante. Eu așa știu, probabil aici abia se băgați. Da, a apărut eventul ăsta. În prima dată când vei cumpăra gemuri, vei primi dublu, da? Deci dacă cumperi 100 de gemuri, o să primești 200, dacă cumperi 310, o să primești 620, și dacă cumperi 5600, o să primești 11200 de gemuri, da? Mi se pare un event foarte tare. Asta funcționează o singură dată, da? Deci pentru prima achiziție pe care o faci în joc, o să primești dublu. Și da, știu că sunt destul de mulți bănuți, dar ideea e că oricum o să bag banii ăștia în joc și cu cât cumpăr mai multe gemuri, cu atât o să profit mai mult. Și da, chiar vreau să cumpăr chestia asta, așa că hai să-i dăm drumul. Fraților, let's go. Rip. Bă, te durea sufletul. 250 de lei și welcome 11.200. Este bugat în joc, bro. Okay, cred că am primit și chestii pentru că am băgat bani în joc. Cred că am primit tot bundle-ul, dar e și un event în desfășurare și dacă bagi bănuți în joc, primești și câteva chestii. Ah, ok. Asta nu știam. Bun, asta e bine de știut. Ideea e că se aplică pentru fiecare. Ah, ok, dacă știam, poate... Nu, cred că dacă știam, tot așa făceam. Ideea e că avem 11.335 de gemuri și ce vreau să facem prima și prima dată cu gemurile astea, vreau să mergem la pets și să dăm un nume pisicuței noastre, pentru că, uitați-vă voi cât de cute e, vreau neapărat să-i pun un nume. E super, super mega cute, e o pisicuță și are... Luracu îi plăceau pisicile, bro. Deci Luracu mereu i-au plăcut pe Free Fire pisicile și ciupercile. Deci nu știu de ce, Racu a fost altceva, bro, adică, sincer. Pur și simplu, s-a auzit pe cineva să-i placă ciupercile în Free Fire, deci știți ce făcea Racu? Mă jucam cu el, eram top global. Și Racu al meu, știi ce făcea? Mânca ciupercă, că avea misiune la Elite Pass. Și omul meu, Racu, murea. Doar ca să mănânce o ciupercă, Sebi era singur. Și gândiți-vă că atunci nu era revive. Atunci trebuia să trag de meci solo, trebuia să campe și făceam băia cu 2-3 kill-uri. Deci ca să faceți o idee. Și îi ziceam, Racule, hai mă să jucăm, mă. Nu, Racu se ducea pe o ciupercă, o mânca, sau nu știu, o mânca și robora playerul, dar nici că se dădea la o parte să-l omoare playerul pe ciupercă, aia era mai important. Nu știu, a fost altceva, Racu, sincer, a fost altceva, nu știu, a avut un caracter aparte. Pe ochișori VRD și pentru chestia asta m-am gândit să-i pun numele ghiciți. Ghiciți ce nume credeți voi că o să-i pun? Andreea VRD, fraților. Sper că sunt cap aici. Ok, Andreea VRD, 200 de gemuri. Come on. A dat 10 lei ca să pună numele Andreea VRD, bro. Bro, can fucking believe it, bro. Nu pot să cred, bro. Bă, da, avea diamante, ce să zic. Bam, și avem pisicuța noastră pe care o cheam. Eu acum realizez, eu niciodată nu mi-am schimbat numele, cred, la pet atunci. N-am idee. Trebuie să dai 200 de diamante, schimb numele ei. Mă, Andreea VRD cu ochișori verzi. Uitați-vă și voi cât de cute e. Bun, avem, uitați-vă cât de cute e, come on, fraților, come on. Uitați cât de, îmi place maxim treaba asta cu animăluțele și sunt curios ce o să se adauge în continuare. Sunt curios dacă o să se adauge o capră, da, pe bune, sunt mega hyped pe treaba asta. E posibil, pentru că probabil o să adauge din ce în ce mai multe animale. Cel mai probabil o să urmeze câinele, pentru că astea sunt cele mai basic. Pisica, câinele și de... Câinele și nici acolo s-a băgat câinele, Free Fire, racule. Bă, dacă s-ar băga câine în Free Fire, s-ar reapuca, promit. Sau capră, bă, da, bă, da, dacă s-ar băga capră și câine. A, bă, da, mă, s-ar băga câine. Bă, da. Da, mă, stai, da, câine, capră nu s-ar băga. De ce nu? Și o capră. Sunt foarte curios dacă într-un viitor îndepărtat se va adăuga și capra. Altceva, vreau să luăm și ultimul reward de la Battle Pass. Uitați-vă și voi câți bănuți am aici, câte gemuri. E enorm de mult, fraților, și sincer... Sunt o tonă de bani, știu că sunt o tonă sezonul de bani, dar mai devreme sau mai târziu tot aș fi băgat banii ăștia în joc. Gândiți-vă că cu toți bănuții... L-a imitat Mario Iannis.
ăștia am peste 10 battle pass-uri asigurate, chiar dacă le iau la precomandă, pentru că mi se pare că e 1100, parcă așa era, 1100 precomanda pentru battle pass și poți să iau și reward-ul ăla special. Bine, nu o să-i folosesc pe toți pentru battle pass-uri și chestii, probabil o să-i termin până să pot să apuc să iau 10 battle pass-uri, adică asta înseamnă 10 luni ca idee. Dar ideea e că am o tonă de gemuri și acum pot să-mi iau toate chestiile pe care le văd, pentru că mereu văd chestii în shop și nu prea-mi vine să bag banii, dar acum că i-am, probabil o să-i cheltui destul de repede, nu știu exact. Păi, da, de altă chestie, am terminat battle pass-ul, bine, l-am terminat de ceva timp, doar că am vrut să iau reward-urile pe video. Ăsta este ultimul panorac, care nu este destul de... Ei, mi se pare destul de ok pentru ceva free, pentru că și cei care nu ați cumpărat battle pass-ul, cei care nu ați cumpărat elite pass-ul, de fapt puteți să primiți chestia asta și mi se pare destul de tare. Și avem costumul ăsta, care chiar este super, super tare. Nu pot să stau quick equip? Nu. Ok, o să o îmbrăcăm. Arată destul de mișto în preview, adică l-am văzut. Nu știu exact cu ce o să jucăm astăzi, cred că o să jucăm cu Paloma, pentru că știți că de obicei joc cu Miguel, dar vreau să am un caracter de fată, ok, pentru meciul ăsta, ca să pot să echipez și nou bundle. Ok, avem asta. Îmi place că le arată cu new. Stai puțin. Ok, la ochelari nu avem nimic. Avem asta. Bă, vrei să vă zic ceva de affects? Nimeni cred că n-a mai văzut inventarul lui Racu așa. Deci asta a fost ultima imagine cu inventarul lui Racu, că după s-a lăsat și n-a mai avut. Adică gândiți-vă dacă ar intra pe cont și ați vedea toate itemele în inventarul nou din Free Fire. Adică când s-a lăsat așa arăta jocul. Bine, nu chiar așa, dar asemănător. Avem asta și avem asta. Bine, ăștia nu prea îmi plac. Ba, de fapt, nu sunt chiar așa de răi. Ba da, sunt destul de răi, sunt destul de răi. Dar bundle-ul cu totul arată foarte, foarte mișto. Arată destul de sexy, părerea mea. Îmi place că am reușit să termin Battle Pass-ul fără să mai bag badge-uri. Este pentru prima dată când am reușit să termin Battle Pass-ul fără să-mi iau badge-uri din shop. Da, pentru că știți că mereu așteptam reducerea aia. Nu am avut niciodată timp să joc destul de mult. Din cauza asta nici n-am reușit să ajung până acum în eroic, pentru că mereu a fost ceva în timpul, în decursul unei luni, a fost ceva care să mă oprească din a pușa destul de mult. Trofee și din a termina Battle Pass. Nu mai spuneți la nimeni. Ok, altă chestie, avem și un event în desfășurare, mai exact avem eventul de la News, aici avem Lunar Festival is nearing, ok? Și care e faza cu chestia asta? Ei bine, după ce dați aici go-to, eu nu pot să vă arăt chestia asta, e butonul ăsta de go-to, nu pot să vă arăt pentru că sunt pe emulator, dar după ce apăsați click pe chestia asta, o să vă ducă pe un site. După cum vedeți aici, de pe 25 ianuarie până pe 2 februarie, puteți să trimiteți câte 5 boxuri, da, la câte un prieten, la câte o persoană. O să primiți și voi o cutie înapoi. Când intrați pe site-ul ăla, o să vă ceară un cod, un ID, da? Dacă vreți să-mi trimiteți mie câteva cutiuțe de astea, sunt ăsta este ID-ul meu, o să-mi trimiteți. Ideea e că deja am o grămadă de chestii, dar să uitați-vă și voi câte bocuri am. De fapt, cred că l-aveți de pe video, cel mai probabil. V-ați dus și v-ați uitat care e video-ul. Am deja o grămadă de chestii de astea, doar că nu o să le deschid pe video, pentru că o să lăsăm, nu știu, o să lăsăm pentru un alt video, cel mai probabil. S-a terminat și unde e chestia aia? Aici, s-a terminat și sezonul, da? Bă, cum arăta, și acum, cei care nu știți, am vorbit despre chestia asta videoul trecut, dacă nu mă înșel, acum cu toți cei din clan care reușim să ajungem la, mi se pare că ne trebuie, nu mai știu exact câte puncte ne trebuie, dar ideea e că toate clanurile care o să ajungă la numărul ăla de trofee o să primească un custom room ca și reward la final de sezon. Deci, practic, pentru că avem 50 de membri, avem, fiecare membru are cât un custom room, deci 50 de custom room-uri, ceea ce mi se pare foarte tare. Vreau să dau claim all, pentru că am o grămadă. Ok, am 6 cutii de astea, mai am câteva în inventar. Avem și custom, ok, chestie legendară custom room-ul, presupun, pentru că n-o primești odată. Nu spică chiar așa de des, pentru că nu se termină foarte des sezonul ăsta. Nu știu odată la cât timp se termină Guild Tournament, dar ideea e că aici puteți să vedeți reward-urile. Asta sunt. Bă, ce nostalgie, bro. Bă, cum arăta jocul, bro. Adică, bă, nu știu cum uitam, dacă mă uitam în clipul ăsta cu 2 ani, nu realizam. Mă jur, frate, deci dacă vedeam clipul ăsta cu 2 ani, cu toate că a fost filmată cu 4, nu realizam. Dar acum, frate, după 4 ani, 5, bă, realizez, frate, what the fuck. Și o să vedem, vă zic ceva la final, chat, dar doar la final vă zic. După ce nu uitam clipul ăsta, vă zic ceva la final. Ceva ce să aminte. Ceva tare. Dar să nu uit, să vedem ce se amintă. Sunt ok, nici nu mai la chestia asta. Hai să deschidem, poate ne pică ceva 30 de... Ok, 80 pe Andrew, am înțeles. Și Member List Applications Tournament. Ok, ăsta e tournamentul. Și aici puteți să vedeți reward-urile și toate chestiile astea. Ideea e că trebuie să jucați în clan ca să puteți să faceți destul de multe ductecuri și să primiți custom room-ul. Ok, ideea e că asta este costumația. Asta este ultima costumație de la Battle Pass. Avem 11.000 de gemuri, o avem pe Andrea Vrede cu noi. Și... fraților, să trecem la match spre eroic. Bun, fraților, am intrat cu Dream Team-ul meu, da, îl avem pe Sebi, Dragoș și Alexu.
Asta va fi timul cu care vom ajunge în eroic. Din nou, avem nevoie de un match cât de cât decent, avem nevoie de o victorie, nu? Parcă asta, gen o victorie cu un kill, ceva de genul. O victorie, un match bun. Stai calm, stai calm. Un match cât de cât ok, 15 trofee, nu e trofee, puncte, mă rog, ce-or fi ele, nu e așa de mult. Hai să dăm drumul, fraților, hai să dăm drumul. O să iau airdrop-ul și scanner. Super. Mamă, ce voce aveam. Ieșit. Nu, stai, dar e clasic, sigur? Da, bă, e clasic, e clasic. Sigur e clasic? 100%. Eu mă zic, eu te cui, dar mă zic. Eu cu accentul meu de oltean, eu te cui da văzui. Mai vreau să ascult de data. Te cui da văzui, am înțeles. Așa să... O victorie, un match bun. Uite, fii atent, segmentele redate de cele mai multe ori, observați? De segmentul ăsta a fost redat de cele mai multe ori. Eu te cui da văzui. Segmentul meu. Să primiți custom rapes. Avea ultim Sebi, Dragoș și avem nevoie de... Un match bun. Ce-or fi ele și scannere. Super. Ieșiți. Nu, stai, dar e clasic, sigur? Da, bă, e clasic, e clasic. Sigur e clasic? 100%. Eu mă zic, eu te cui, dar mă zic. Eu te cui, dar mă zic, am înțeles. Așa se faci, Sebi. Nu, ok, bun, de data asta suntem gata, fraților. De data asta e pe bune. După cum vedeți, toată lumea e îmbrăcată cu hanor. Și uite-mă, frate, ce-am apreciat la racul, bro. Fiți atenți, au apreciat la Raku, fiți atenți, apus aici, nu uitați de canalele lor, frate, uite și tu. Și dacă dai aici, bro, ne-a pus canalele noastre, frate. Adică canalul lui Alexu, al meu și al Dragoș, bro. Și vă dați seama cum mulți oameni au venit și ne-au dat subscribe, bro, după chestia asta. Realizați. Știi? Adică, bă, asta am apreciat, frate, la el, că, bă, omul, frate, ne-a ajutat, frate, pe o grămadă aici, bro. Omul n-a fost să tragă pentru el, omul a ajutat dacă a putut. Știți că logo-ul meu e făcut de Raku? Primul și ultimul, că eu al logo n-am. Logo-ul ăla MOV cu King Sebi de l-am pe Facebook, la pagina de Facebook, e făcut de Raku. Ca să faceți o idee. Că n-aveam designer, nu știam să editez, el mi l-a făcut. Noracul ăsta de eroic, de care o să fac și eu rost după meciul ăsta. Să sperăm. Adică, mă, eu nu știu, am speranțe mari la meciul ăsta. Chiar cred că o să iasă cât de cât decent. Avem, trebuia să le arăt istoric înainte, avem... Și acum, arătați-mă că pun pauze. Foarte multe, dar trebuie să vă mai explic, frate, trebuie să ne mai mă aminte de chestia asta. Băi, înainte când vedeai pe unul cu shotgun-ul ăsta în flăcări, bă, știai care-i bani, știai că-i... că te bate. Sau cu acau ăsta, mă, frate, bă, ce vremuri, mă, bro. Mă jur, bă, ce simplu era, bro, nu tu e venturi aici, doar aici în dreapta, aici start, mare cât chiorul. Bă, era simplu, bro, uite ce bine arăta lobby-ul, frate, cu 4 ani. O să le arăt după meciul ăsta. Avem o tonă de victorii, nici nu știu câte avem la rând. Vreo habar n-am. Cred că nici nu mai e, făceam un avem atunci. Altceva decât victorii. Da, avem o grămadă. Mai avem și altceva în afară de victorii la history. Hai de cap. Am ceva emoții. Am emoții mai mult pentru, nici nu știu, n-am emoții că s-ar putea să iasă nasol sau s-ar putea să iasă. De cum ar putea să iasă, sunt, am emoții că o să intru într-un final în eroic. De când vreau chestia asta, de când m-am apucat de joc. Bine, a fost așa o chestie. Da, te mulțumesc cu Diamond. Mă mulțumeam și cu Diamond, dar e greu de pușat, adică pe bune. De câte ori tot pușam aici? Da, asta e prima dată. Serios, aici când am pușat, fiți atenți, dracu, aici avea 3000 de puncte. Și dracu lua pe meci plus 5 plus 7, să faceți o idee, așa se dădea atunci plus. Am pușat, fraților, am pușat 7 ori aici, ca să faceți o idee. 7 ori am pușat aici. 7 ore. Și după 7 ore s-a apropiat de eroic și am filmat clipul. Adică era greu, frate, să faci atunci rank. 7 ore am pușat. Deci 7 ore am pușat. Știu că ne-am trezit la 11 dimineața, vorbisem cu Racu. Mamă, știi cum? Bro, m-am trezit cu o oră înainte. M-am trezit, m-am spălat, m-am pregătit. Am intrat pe Free Fire să mă antrenez. Deci eram foarte fericit că urma să filmăm, știi? Am intrat la 11 pe Discord și am terminat undeva seara. Am stat cu el, a editat. Adică a fost, băie, niște feeling-uri pe care nu o să le uit, frate. Ești, mai. De fapt, na, nu știu. Adică uitați-vă la fața lui, se vede că era stresat. Se era stresat dacă face răi sau nu, adică... De ce nu mi-are pisicuța? Și am băgat pe purgătorii, parcă, nu mai știu. Cum ai văzut-o? Eu am rămas în lobby, mai știu. Uite ce lobby de boți. Uite cine acolo. A, am înțeles. Uitați, pisicuța. Uite ce știu. Ca VRD. Andreea VRD. Yay! Andreea!
săraca pisică e încolțită, hai să vedem ce se întâmplă. Hai să vedem cum e, voi vă dați seama cum e meciul. Să ne meci. Ei, ok. Ce voce aveam, bro, ce voce aveam. Sper. Trebuie să jucăm tactic. Ok, ok, dar trebuie să facem și purgatorii. Bine, nu o să fie. Da, nu trebuie să ne aruncăm. Da, să nu facem rush așa pe degeaba și chestii. Trebuie să ne facem ghirul. Ok. Aici e purgatoriu preactual, bro. Ok, deci aici e purgatoriu actual. Oare racul l-a prins pe ăla vechi? Cred că l-a prins, adunăm. Deci văd că e purgatoriu ăsta nou, acum modificat. E unde aveți resupply? Eu am aici. E un gol? Ai la gol? Serios? N-ai la gol, fare acolo, Sebi. Păi și Alexu? A, nu, gen, am zis doar să sărim dacă sărim aici. Suntem 44 în cabină. Am putea merge aici, în mod. 4, 3. Stai la... De ce te-ai bătut cu racul? Ce omul, frate? 10? Oferi o grămadă aici, oferi o grămadă aici. Da, 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 prea mult. Ok, mai suntem 3. Unde? Dar vă știți că e o poză cu racul pe Insta, dar am arhivat-o, ia stați. Fiți atenți, dacă vreți să o vedeți, o pun de racul. Stai, arhive. Vă știți că e o poză cu racul? Pe Insta, dar am arhivat-o că arătam, eram foarte mic. Da, uite, o pun acum să o vedeți, o arhivez mai târziu. Cei care vreți să o vedeți, prima poză, m-am întâlnit cu racul la București. Și țin minte, frate, m-am întâlnit prima dată cu racul la București și mi-a făcut cinste cu KFC, bro. Cu KFC, bro, eram un copil, frate, aveam și eu acolo câțiva bănuți. Și n-a vrut omul să-mi cheltui bani, frate, și mi-a făcut cinste cu KFC la București. Nu știam nimic prin București, nimic. Nu știam de Uber, de asta, uite, am publicat poza pe Insta, puteți să intrați acum dacă vreți. Stai, share-o, show-o în profile, gata. Gata. Este ultima de jos, să știți. Stai să văd dacă s-a pus. Da, s-a pus. Puteți să intrați la mine pe Instagram să vedeți poza cu Racu. Aici m-am văzut prima dată cu el. Și las clipul pe fundal să meargă, vă doar așa să vedeți. Aveam 2500 like-uri la poză și aveam descrierea face reveal, hehehe. Bă, uitați-vă ce față aveam, bro. Uitați-vă ce față aveam. Dar intrați pe Insta să vedeți mai bine. Aveți Instagram în bio, dacă nu mă găsiți sau dacă e fumă mai ușor. Bro, ce... Eram atât de fericit că am pus la locație Bucarest. Hai să dăm play, vă uitați voi la ea. Perfect, Madhouse. Ok, ok, hai la Madhouse. Nu e Madhouse, mă rog. Da. Da, cântează. Mergem direct sau ne mai oprim să luptăm? N-avem pe nimeni cu noi. Putem să mergem, adică, de fapt, eu pot să merg, că voi v-ați dus puțin mai în față. Eu am tot așteptat acolo. Eram sigur unde să sar. Uite cum plătește Andreea VLV. Da. Ar fi mișto dacă aș putea să-i schimb și culoarea numelui. Că văd că e albastru după ce. De fapt, cred că e albastru la toată lumea. Nu, noi am dat cum, serios? Mai tot vezi multe. Ah, numai eu văd. Ah, am înțeles. Are sens. Are sens. Am găsit armura ca... Hai că vin și eu imediat, rămân puțin în urmă, că dacă tot am aterizat aici, să mai au ceva chestii cu mine. Dar vezi cum ai feris cu aduci pe fără. Ah, ok, hai că vin. Bun, am ceva emoții. Sincer, am ceva emoții pentru meciul ăsta, că e ultimul meci, frate, e ultimul meci spre eroi, come on. Dar nu e prima dată când... De fapt, nu știa că am încercat vreodată atât de tryhard să ajung în eroi. N-ai încercat, zic eu. Am mai fost în Diamond 3 și după am oprit. Am, în fiecare sezon am ajuns până în Diamond. Minim până în Diamond. Diamond, nu, Diamond, Diamond cât ai avut max? Mai avut Diamond 3? Diamond 3. Okay. Ăla a fost sigur, n-am fost Diamond 4 niciodată. Na, cred că ăla a fost. Ăla a fost cel mai mare, Diamond ce 3. Ce frumos erai. Acum deci sunt deja Diamond 4 aproape eroi, fraților, come on. Primul sezon Diamond 4 și eroi. Cel mai bun sezon a fost ăsta. Da, asta chiar a fost un sezon așa, adică nu știu, primele meciuri, după, mai ales după update, după ce s-au... E foarte ciudat, că după ce s-au ban... Hai să dăm acțiune, chat, că meciul parcurge, ce vă dați seama, n-au spus că un kill. Încă îmi bat, nu știu, hai să mai dăm acțiune, chat. Ce slab erai, da, bro. Poza e de pe Instagram. Aveam 1,80 m, cred. Și aveam... 55 de chile ca să... Bă, bine, contează și armura. 31 maxim, parcă. Nu, 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 că era departe. Ah, am crezut...
Stai da. Să vedeți aici. Foarte bine. Acolo de prima am fugit. Da, 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 că de prima. La. Uite aici. Să vedeți bucurie aici. Mamă, dar nu prea am medikit-uri, mai durează. E nab, auzi, mă, ce limbaj aveam, bro, ce că scoate capul, e nab, e nab, e nab, e nab. Ce limbaj aveam, adică nu știam, mă, na. Pare greu. Nu de damage-ul ăla. Uite aici, aici e momentul, da, mamă. I-a lăsat lui Lora cu chin. Hai să-l trollăm, hai să-l trollăm. Hai să-l batim cu ăla. Am o idee. Hai să-l batim cu pistolul, cu... Ah, da chiar, da chiar. Cu aspirina, îl batim cu aspirina. Da chiar. O aspirina, așa se numește. Dar hai că totuși avem glue-uri, eu am 6. Da, dar știi cât trece prin glue-ul ăla. Da, exact. Nu trece, nu. Uite, 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 uite. Dă-i, dracu, dă-i, dă-i, dă-i. Nu, ridicați-mă. A, mă, pe bune. Am bătut cu aspirina. Dar cum? Deci uite-te, frate, s-a întâmplat asta de fiecare dată, jur. A trecut unul 16, let's go, fraților, eroic. Am făcut eroic la limită. La limită a făcut, bro. I-a dat battle score plus 3. Da, a făcut. A fost 0 kill-uri, parcă nu? Adică asta e plusul pe care l-ai atunci. Greu, greu, greu. Eroic, vreau sigla, let's go. GG. Am făcut fericire. Îmi trebuiau 15, am făcut 6. Am 3201, let's go. La limit, la limit a fost asta. Și battle score, că dacă nu dădeam, dacă nu dădeam damage-ul ăla în amici, nu primeam, primeam 0 la battle score, așa-i? Dar cine-i dat damage? Da. Am dat damage în toți de pe acolo. Am tras, am tras. Da, adevărat, adevărat. Dacă nu dădeai damage în playeri, ai plus 0 la battle score, așa, battle score, așa era atunci. Adică după aia să dai, să tragi în player. Eu nu văd poza pe Instagram. Ba da, bro, am lăsat-o publică. Intră la mine pe Instagram și dă-i jos de tot. E ultima poză jos de tot. A fost prima poză pe care am publicat-o. Și scrie face reveal. Le-am luat destul de bine. Nu știu, eu n-am... Mamă, eroic. Eroic, fraților, acum punem și bluza. Ce fericire. Bluza să fie tot. Chiar la fericire. A, nu, dar nici nu mi-a arătat. What? Stai puțin că nu mi-a arătat-o. Acum mi-am dat seama. De ce nu, de ce nu mi-a dat reward-urile? Ia uite, eu eram aici 3500. Să știți că aici între 3500 și 4000 era bătăria în top global. Să vă faceți o idee. Și eu jucam cu Racul la rang, știi? Adică... Claim, claim. Sau? Bine, era și jocul easy. Am făcut așa instinctiv. Du-te la Volt, du-te la Volt. Îmi zice că le-am... Iar eu în 3600 de puncte luam plus 7 la buia. Cu tu cu kill-uri. Am dat claim, dar nu... Dar arată mișto așa, chiar fix așa cum sunt. Ia, vezi, piele de găină, bro. Squad-ul, ul eroic. Squad. Rândia. Arată mișto combinația, oricum. Chiar n-arată rău deloc. GG. Băi, chiar GG. Chiar GG. Bă, dar ce meci a fost ăsta, pe bune, gen... Habar n-am, nu știu. Am văzut... A avut azi, asta au fost apă de ploaie. Da, exact, gen, au avut super, super meciuri astăzi. A fost, azi se pară și istoricul, fraților, ca să înțelegi despre ce vorbesc. Bine, asta a fost abandonat tot, na, știți voi. Aici, dar am pierdut, uite, unul l-am pierdut. Bine, am ieșit pe locul 3, pierdut. Locul 1, locul 3, locul 1, locul 2, locul 1, locul 1. Un loc 8 am avut atâta, în rest au fost... Au fost numai winner. 4, 4, 3, 2, 1. Da, 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 exact, numai pe ultimele locuri, în orice caz. Băi, fraților, momentul cel mare, am ajuns eroic. Cam asta a fost. Cam asta a fost. Aveți canalele tuturor în descriere, da, al lui Alexu, Dragoș și Sebi. Sunt toate în descriere acolo și aveți, cred că l-aveți și pe IU din dreapta sus acolo. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu mai redeți. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta. Cam ați de zis. Eu am fost Dragoș și minata viitoare. Stai că am dat pe lângă caracter. Da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta, cam ați de zis, eu am fost Dracu și data viitoare, peace! Băi, știi care-i chestia? Voiam să vă zic ceva, dar nu pot să vă dau mai multe detalii, nu pot să vă zic ce și cum și nu știu ce. Dar, dacă mă ajută bunul Dumnezeu, voi face ceva șmecher pe comunitate. Este în plan, este plănuit, este vorbit, nu pot să vă zic exact despre ce e vorba. Aveți răbdare până la sfârșitul septembrie, începutul octombrie și o să vedeți despre ce este vorba. Vă promit, vă promit, o să vedeți. Și după o să ziceți voi, bă, Sebi, te pup sau nu, depinde. O să vedeți, vă zic, așteptați până la sfârșitul septembrie, începutul octombrie, cam așa. O să vedeți, nu pot să vă zic despre ce este vorba.
cărțile sunt făcute, acum depinde doar și doar de Doamne de sus, dacă se va întâmpla. Cei care veți fi din București, atât pot să vă zic, cei care veți fi din București o să puteți să vedeți primii. Atât vă zic, mai multe nu pot să vă zic, dar o să vedeți. Am lucrat la chestia asta foarte mult, m-am chinuit într-un fel, dar o să vedeți, nu pot să vă zic mai mult. Atât, vreau să vă zic, vedeți, să ne auzim cu bine la sfârșitul septembrie, că nu mai e mult. O să vedeți, nu pot să vă zic despre cine e vorba. Nu deschid magazin, nu frate, nu scot mărciuri, nu de asta, o să vedeți despre ce e vorba, dar o să reacționați toți pozitiv, atât vă zic, toți o să reacționați pozitiv, nu cred că o să fiu om care o să reacționeze negativ. Și mai are clipuri, fiți atenți că acum mai are clipuri, adică asta a fost primul clip pe care l-a filmat el, da, asta a fost primul clip care a bubuit cel mai bine, dar nu l-ați văzut pe al doilea. Stau. Orba. Okay. A ajuns heroic. Uite, asta e al doilea clip. Al doilea clip chat. Și are 300.000 de vizualizări. Hai salut, eu săracu și bine v-am găsit la un episod de Free Fire. Astăzi cu o grămadă de chestiuțe de făcut. Mai exact vreau să facem iar mi-am dat reacție singur. Ceva mai întârziată. Bă, mi-e rușine, bă. Vreau să deschidem toate chestiile pe care le-am strâns în cam o lună jumate, ceva de genul, adică avem câteva cutiuțe, avem vreo 60 de Diamond Royal, 100 de Gold Royal, vreo 10 Weapon Royal și încă vreo 10 Incubator, dacă nu mă înșel, tichete cu care putem să dăm. Și poate ne pică ceva, e puțin cam greu să nu ne pice ceva. Jucai pe videoul ăsta și vom da și ultimul match. M-am fiți atenți că aici se schimbase jocul, aici veni și update-ul. Eroic, fine, deja sunt eroic, doar că e filmat de dinainte, mă rog, o să vedeți voi. Bun, hai să începem cu începutul, fraților. Reacția mea la Battle Pass. După cum știți, Battle Pass-ul ăsta este deja, a apărut de vreo 28 de zile. Bă, ăsta era Battle Pass-ul ăla free, bro, nu? Ăla, 11-le. Asta era 11 free, parcă nu? Dacă nu mă înșel, pentru că durează, mi se pare că 30 de zile atunci când apare. Între timp l-am și terminat și reacția, fraților, reacția la... Ai 16? Battle Pass-ul ăsta, pentru că am reacționat la el gen live. Vine greu să cred că imaginea asta din stânga jos. Hai să vart aici, abia așa. Premiu că... Asta din care poate șmecherul, nu știu ce să zic. Și așa arată și costumul, ok? Așa arată și costumul. Și hai să ne mutăm la mai întâi la shop, ok? O să mergem mai întâi la store. 7 zile, 24 de ore, 2 de curiozitate. Cum arăta skin-urile. 2 săptămâni, ok, pentru că am deschis o grămadă de cutiuțe de la și chiar l-aș vrea permanent. O luxă, na. Și uitați-vă cât de tare e costumul, fraților, ăsta e de departe. Bă, așa era cu... Să zic că e cel mai tare costum de până acum. Da. Cel mai tare costum de până acum? Au mai fost, e în top 3, ok? Sigur e în top 3 costume, costumul ăsta, și o să încercăm să luăm astăzi, pentru că v-am zis că mereu aștept să apară un costum mișto, pentru că cel mai mult mă interesează Magic Cube-ul în general și poate să pice și ăsta și aș prefera să fie un costum care să-mi placă. Da. Ok, hai să dăm primele, o să fie peste 60, pentru că o să dăm, da, o să... Ok, îmi plac discounturile. Seama dacă ai ceva legendar înăuntru Magic, general, costum e... Mamă, la pică. Cât de dea. Am uitat ce skin e ăsta. Ia uite, mă, incubatorul, bro. Famas și presupun că o să pice pentru... Ok, da. Bă, incubatorul ăsta cu piept, frate. Eu cu rele zis cât de vechi e. Are 3 ani, bro. Bă, frate, ce trece timp așa. Hai cu tata. Și pe ultimele 5 cred că le las, fraților. Ultimele 5 o să le las. Da. Deci am dat... Ok, 250 pentru 10. Mă, cât a dat? E, ok, ok. Ha, ok. Oh. E asta? Și mai avem... Cum se numește? Asta? Cât de mii de bănuți. Let's go și am primit un... Paloma, mă-ți de dat. Un avatar pentru chestia asta. Putem să mai dăm upgrade la cine? Putem să-i mai dăm lui Maxim, aș vrea să-i dau. Bă, cum arătau. Și aș vrea să-l maxez, bă, chiar aș vrea să-l maxez pe Maxim. E printre cei mai... Mersi, Regina, mersi. Printre cele mai bune abilități. Ok, și am primit un... Costa, am primit un banner, mi se pare. Pe mii pentru a... Chiar așa de mult. Diferența între... Zipsiți... Bă, aici aveam numele King Sebi, baby. Bro, yeah. O să vă las să vedeți și... meciul către eroi alături de Dream Team.
Bun, și după ce am reușit să strâng și Dream Team-ul, îi avem astăzi aici pe nelipsiții Sebi și Dragoș. Yay, și astăzi... Bă, aici parcă mai crescusem, frate, dar nu e așa mare diferența, parcă mi se schimbase vocea. Vreau, mai vreau să ascult alea. Bun, și după ce am reușit să strâng și Dream Team-ul, îi avem astăzi aici pe nelipsiții Sebi. Bun. Și Dragoș. Yay, și astăzi avem și un membru special, fraților. Îl avem pe... Yeah. Bam! Alaxin, fraților! Ok, let's go! Ăsta va fi Dream Team-ul... Abdalonul. ...cu care vom ajunge sezonul ăsta în Eroic. Suntem la 5 puncte distanță, cum v-am mai arătat. Nu cred că o să fie un meci prea... Nu o să fie prea greu să facem rost de 5 puncte, dar hai să-i dăm drumul. Și-am luat minus aici, ca să vedeți. Da, da, am mai zis asta. Bă, cine dă mesaje pe tine? Ia, mamă, fac, mi-am luat resupply, man. Mergem la... Nu înțeleg de ce îmi băga mereu pe purgatorii, chiar nu știu. Mamă! Jumătate rapidă. Ho, cât îți dai aici? Nu vă avântați prea mult afară. Toți și încă puțin, așa e? What's you? Hai de cap, mă. Sau cam prostie. A, șobolan, îmi fac mai mult în dreapta. Stați unit, stați unit. Nu, hai să nu tot o casă. Mă. Hai să luăm pasta albă mare. Sau două apropiate, cine? Da. Una mare, hai una mare, aia de față. Da. Hai una mare. Ia, 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 ia. Am luat AK cu... Mi se pare că mai am câteva minute de skin-ul ăsta. Din Dragon AK. Da, ultimul meci. Dispare meci. Da, mă gândeam la asta. Cum ar fi fost? Să rămân fără armă așa, în timp ce trag, știi? Să dau câteva... Skin pe ea. Paritar, ah. My rate of fire. Wow, făcea și editor funny. My rate of fire. Somebody touch my rate of fire. Flair in față. Două spate. Mamă, ce scoat acolo. Hai și noi. Oho! Hai și noi. Wow, mamă, ce făcea pe aici, aici, prin kill-ul. Ce fac? Ceva, Flair, aici. Am văzut un cu săracu. Da, vezi bine. Unu-i ia vine și răcu, fugea cu armă bună, uitați-vă. Bă, cât de Cătălin este la clip. Răcu trăgea bine. Oh, ia, ia, ia. A dat două gloți. Hai, tu știi, era tuti. Unde e? Aha. Două gloți. Hai, cu revive? Da. Mai era unul și vă ține de ăsta de sus. Ok. Mai era unul pe aici. Da, vă ține. Ia. Eu prins ăsta cap în aici. Am văzut acolo 120 damage în cap. Aaaa! Oh! Ce reacție aveam? Ce s-a întâmplat? Ce cu ce ăla? Ce s-a întâmplat? Îi dădea revive-ul ăla și era după colț. Mă găsesc să lutez. Când întorc camera mai mult în stânga, ai văd pe aia. I-am furat kill-ul. I-am furat kill-ul, bro. Nu pot să cred că eram atât de nesimțit pe vremea aia. Eu tic. Na. Ce reacție am ucit că n-am. Bă, eu râd, bă. Eu râd că a trecut atât timp, frate, și n-am realizat chestiile astea când s-a postat clipul, dar acum că mă uit din nou, realizez. Bă, mai vreau un loot. În camera. Ne apropo reacția. Am găsit și treatment, da? N-am făcut kill în lucru. N-a niciun. Parcă acolo vânsem, da, da, da. Nu era acolo la mine. Nu știu că inspectez o... Oh! Oh, chiar e player. Bună ziua. Da. Sără. Bă, de un scope mai am nevoie. A, și am uitat chestia asta, se upgradează și casca și... Da, da. Ce tare. Mamă, când e asta? Ia să dăm un lucru. Păi da, sincer. Este asta. Sau asta. Adoro Icebar! Adoro Icebar! Eu sunt deja la drog. Player in spate. Pe acolo. Bă, n-ai cu... Ne puteam. Am de dincolo, vin. Dragunov, ai zis. Eu. Oh, ai primul amalor. Ok. Parti la rulote. Nu cred. Rulote. Ia. Te vezi. Am înțeles. Nu ăla. Bă, e spatul ăla, au, arată ca vampiricul, ca... Iar am furat un kill. Păi
de aici. Bă, și ce mă uitam, iertați-mă că pun pauză. Takumu! Lil Takumu! Mersi de subscribe! Lil Takumu, mersi de subscribe! Bă, welcome, welcome! Jucai PC aici, nu, jucam pe telefon. Să-mi lași mesaje în privat, bro, să dau follow Lil Takumu. Vă zic o chestie, mă, frate, uite, o să dau puțin înapoi, că nu-mi place să pun pauză, dar vreau să vedeți o diferență, frate, de atunci și acum, uite, dau un pic în spate, uite, doar aici, fiți atenți. Ascultați, vă rog, cu atenție faza asta. Nu ăla, stați pe ei. Da. Traclei, ia uite, asta e lupo. Acum, ia. Acum. Bă, e spate, da. Au, mai, mai, în spate, mai. What the fuck, da. E doar o. Acum, om, stai. E unul aici în casă, în asta. Nu e, what the fuck? Uite-l. Am înțeles. Faza asta cu uite-l. Bă, frate, înainte, bro, ne bucuram la un kill și râdeam toți, frate, împreună. Acum am ajuns să ne înjurăm de morți că ne-a furat un kill. Pă, bro. Bă, e trist, man. E trist, bro. Și bine, alții, nu eu. Nu mă țin zis greșit. Dar e trist, bro, că atunci ne bucuram la un kill. Când vedeam pe unul că nu știe să joace cât de cât și noi eram tot boți pe lângă ei. Și acum, mă, frate, ne înjurăm de morți, de răniți, fără motive. Bă, trist, mă, frate. Atât am vrut să o arăt. Că ne bucuram, frate, cel mai mic căcat. Și acum... Vinde aici. După copac, îl lângă băie. Nu mai. Mai e unul, dar nu e aici. E după, uite-l. Bă, mai e salții, mai e salții. Acum vreau să fugă. Îi lăsăm să fugă? Nu, s-a dus în jos, hai pe ei. Dar venim de sus, gen exact unde au coborât ei. Pe partea prin care venim și gata. Da. Ne-am de luat în dreapta. Da. Brazilia. În jos. Da, în jos. E la... Oh! Bă, dar ce fura racul la killer, bro. E Caterica, ia uitați-vă. Dar uite-l. Trei clanțe. Ah, m-am încălcat cu scaunul pe deget. Oh! Ok. Cum te pomezi? Bă, dar vreau și un de ăsta mai... Ori un bipod. Ori un... Nu, pe un bipod... Nu, când l-am bătut pe la rulotă. A. Da, acum mi-am dat seama că am nevoie de el. Acu' e rândul. Acu' e rândul. Acu' e rândul. La BB al meu. Alu, frate. Da, alu' Sevi, aparent e rândul. Uita! Instant karma alert, karma lansator. Asta e karma, asta e fucking karma. Oh! Bă, nu, dragoș. Spate. Hai. The revive. Nu că mor, dragoș. Puteai să dai mie. Puteai să-mi dai mie revive, dar i-a dat lui Racu, vedeți. Corect. Puteai să-mi dai mie când mai aveam viață și muream. Să-l lase pe Racu că nu murea, mai avea viață, da. I-a dat lui și aici a murit și nu mai primea revive aici. Da, e. L-am ținut un pic în baie. De ce? Mamă, de ce? Nu putea că dai bătaie de la... Bă, ăsta-i la bătaie din spate. Hai. Du-mă-i pumăra, du-mă-i pumăra. Nu pleca. Spate. Mamă, ce urbe iro așa din spate. Ne. Bă, abia te băgai după glul înainte, bro. Speram, unde-i avem eu? Da, am avut 3 sau 4. Hai cu... Da, dreapta. Ești din creat cu teroi. Că ăla-i... S-a tras de mie, ce-a lăsat. Le-a făcut buia, că nu mai știu. Iar țigai. Ce buți erau playeri, frate. Nice. Da, la locul 2. Ia să văd. Cu mult, cu foarte mult. Cu 45, ok, let's go, fraților.
Mă, un plus 45 era putut de aici. Și avem eroic! Eroic pe sezonul ăsta, let's go! Let's go! Acolo, Dana, e tricou de ești de tău. O, trist, mai trebuie 3. Mersi foarte mult de match, Dream Team, cel mai tare Dream Team ever. Aveți linkurile tuturor în descriere. Îi găsiți acolo dacă vreți, treceți și pe acolo cu un subscribe forță. Și da, bun, hai să mergem mai departe. Bun, și asta a fost meciul care m-a adus în eroic. De ceva timp nu mai e așa de greu să ajung în eroic, adică ultimele sezoane chiar nu m-am chinuit absolut deloc, dar am rămas la 5 puncte, da, pentru că a trecut ceva din sezon și încă n-am ajuns eroic. Am rămas la 5 puncte distanță de eroic. Bă, dar câte clipuri? Deci fiți atenți, a avut un clip pe care l-a filmat, două cu noi, două și atât. Ah, și ăsta, fiți atenți că hai și ăsta e. Hai să mergem săracu și bine găsit la un Ba nu, mamă, bro, ăsta e primul lobby de când s-a băgat pe sorle. Mamă, cum arăt, Nu, ăsta. Aici. Hai să salutăm săracu și bine v-a regăsit la un nou video de Free Fire. Fiți atenți că aici. Un episod super special. Aici. Tot ce ne... Aici am jucat, stai. Să de la asta. E mai ok decât cel de fapt... Ăla de gold. Ba nu, măi. Abia se rista sezonul aici. Absolut deloc. Le-a dat într-un... Cura maxim să fie... Juca solo. Să fie win. Mă interesa cel mai mult. Priș. Nu știu, mereu mi-a... Na, a jucat solo aici. După ce găsim... Dacă aveam doubler, primeam 100. Nu e asta. Te-am doar 3 clipuri a filmat? Nu pot să cred. Ce n-a omorât pe racu? Ce mai veteran player s-au lăsat? Ia vezi, mă. Bro, ia vezi ce posta băiatul ăsta. Nu, fire. Hai să-l ucie săracu și... N-am jucat aici. Aș juca solo. Doar două clipuri are chat. N-are cum, bro. Mamă, frățior, nu mai știe nimeni? Primul meu e mort. Ăla cu provocul. Mersi, Ani, este po. Iertați-mă, mă trage în asta, alergia asta mă încearcă. Ia, mă, ce mă salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Free Fire. În acest clip, fraților, o să facem o serie de Free Fire care este legată de cine l-a omorât pe racu. Dar chestia e nu să vedem cum se juca racu și chestiile astea, dar să vedem playerii vechi, dacă încă se mai joacă. Și ce? Băi ăla, băi care e Trifnix? Cum încă se spăla? Conturi au ei și ce costumații. Mersi, Ani, te pup. Deci nu uitați să apreciați acest clip cu mare, mare like, cu subscribe, iar... Ia să vedem pe lucea YouTube. Am încercat, am s-a blocat. Am încercat să-mi puzic, mama. Test de pe joc, hai să vedem contul primului player care, după cât ați văzut, avea și Elite-ul 6. Haideți să vedem... Uite, bă, ce cont are ăsta. Da, playerul nostru nu se mai joacă, dar are level 79. Bă, ăsta cred că s-a lăsat. Da, dar nu, era arab ăsta, l-a băgat pe mine. Recent, să vedem ce costumație are. Nu s-a lăsat, vă zic eu o chestie, pe altă regiune și de-aia apare 30 de zile, dar nu s-a lăsat ăsta care level 79. Nu cred că s-a lăsat. Hai să vedem și... Nu s-a lăsat. Așa apare că e pe altă regiune și când inspectezi un player de pe altă regiune, ți arată basic, așa cum s-a lăsat. Da, nu, bine, urcat, nu o să vreau. Gata, mână, da, nu s-a lăsat. Clip, eu nu o să vorbesc, vorbește racu. Eu nu o să vorbesc, vorbește racu. Mai e acolo, nici nu știu. Oh, shit, nu mai e acolo. Uite, știu, uite, dădea de mine și nici nu-l vedea. What? Mamă, să-l vedeți unde era. Și a murit, hai să, mă, am un mare camper. Mare camper? Bă, dar ăsta a stat aici până nu și-a comandat drop-ul. Hai să-i căutăm după ID. Sacu? Îl cheamă Sacu? Bă, dar vreau să văd dacă este cineva care se joacă și chiar acum și în prezent. Vreau să văd dacă mai este unul. Da, și ăsta la fel, e arab și e pe mena, de-aia apare profilul default. Că uite, apare ca la băia pe sur, vedeți? Adică încă se joacă, dar e buguit. E buguit. Mă, ce costumat. Băi, nu mai joacă așa mult. Se vede pe fața se vede. În urmă, el spunea... Asta e chestia, că s-a lăsat de el, racu' e sub racu'. Păcat de el, da, părere. Și are 3 toroide. Că contul oficial al lui de pe Free Fire e ăsta. De unde știu asta? După nume, după ID și după clan. Că el e liderul clanului și fiți atenți. N-are costumați cine știe, dar el e... Are Elite 1, 2, 3, toate astea. Toate Elite-urile. Ce-mi place de băiatul ăsta care mă bucle. 2 milioane în prezent, surdind, m-a avut ID-uleț. Bun, hai să okay. Băgăm. Ok. Eu te un cu ce costumați ești, caragă. Are venit doar cu o să tac. Și că a revenit doar cu o să tac. Am revenit doar cu o să tac. Oh, da, trebuia să mă aștept.
Bă, așa era și un mic, bă. Dar râd acum, dar n-am nimic cu băiatul. Îmi place de el. Să te Dumnezeu să ajungă mare, mă, da? Ce drăguță, ce le-a putat. Hai că revenim cu următorul ID-uleț. Bun, azi ok. Am revenit, doar că o să tac. Oh, da, trebuia să mă aștept, l-am auzit în spatele meu, dar... E drăguț, mă. Ok, hai să vedem cum decurge meciul, fraților. Hai să vedem cum decurge... Da, hai că vedem ID-ul. Ok. Ideea e că e puțin mai ușor de jucat de pe telefon sau nu știu, cel puțin cred că nu m-am obișnuit eu cu mecanica. Nu, îl căută Lucian. Hai să vedem, punem ID-ul și îl căutăm și voi dați like și... Și nu s-a lăsat... Bă, nu s-a lăsat. Dar de ce nu e pe aceeași regiune? Că era pe Europa. Sau era... Ah, beta era, să mor eu. Că atunci era vechi. Ia uite, nu ce costumație are, dar nu s-a lăsat. Vezi că... Bro, l-a bătut păracu acu 4 ani și băiatul ăsta în 4 ani de zile doar level 62 are. Mamă, what the fuck? Bro, e insane, voi realizați că în 4 ani... Atunci probabil ar avea level 40. Când se bătea curacu. Bă, și acu doar level 62, what the fuck? Acum 9 ore. Uite, săracu nu și-a cumpărat și niciun băia pe zonă, săracu arab. Uite, ce rău cosmă, e bine. Știam ce să fac. Ați înțeles cum funcționează glualul? Am pierdut o grămadă de puncte, mai mult ca sigur. Dar nu prea-mi pasă pentru că, de fapt, ba da, s-ar putea să ies în eroic. Nu pot să ies în eroic. Oricum, ideea e că-mi fac foarte... La Grandmaster nu dă așa minus, da. Mi-a dat restricție, what the fuck. Era greu. Ok, playerul acesta, 3 zile în urmă, nu s-a lăsat. Egipt, da, mamă, toți arabi, da, frate. Dar observați, observați că toți care l-au bătut erau arabi. Că atunci în vremea aia arabii jucau cel mai mult. Și toți îți mutați pe mena, mamă, ce chestie. Și decât mine. Ia. Yeah. Că cei care m-au văzut în prieteni, vedeți că eu intru, nu joc, intru, joc un pic, mic. Nu te mari, la așa să... Hai să vedem următoare. Fiți atenți! Heroi! Jenkins! Și am urit. Bă, un player destul de... Atunci să faci skill-ul era greu. Bă, început cu 10. După aia să s-a pe glue-ul lui și să-i dau un cap, da. Bă, uite ce costum are. A mers, merge și la arena. Hai că găsim și pe acest băiat. După aia depunem ID-ul și... Ia, vezi-o. Încă joacă? Bă... Să vezi și să nu crezi că încă joacă băiatul. A, de 72. Bă, de ce nu poate? Mamă, își trăiește în Irlanda, what the fuck? Din... cred. Mamă, nivel 72. Da, mă, dar nu înțeleg că ideea... Da, nici nu prea a jucat. Că niciuna... Eu am nivel 82. Și dacă o luăm așa, eu de 2 ani de zile, cred că, da, cam de 2 ani de zile, eu mă joc doar pe live-uri. Adică rare ori sunt momente în care mă joc când nu-s live. Și tot la nivelul 82, dar ăștia ce au făcut unde au rămas la nivelul ăsta, serios? Poate costumul ăla sau... Cred că avea, are altceva mai veteran, sunt sigur că are ceva mai veteran, dar el poate nebunea. Așa e, nu e echipa dacă avea veteran. Deci, s-a lăsat. L-a luat prin spate. Ăsta, asta pare veteran, vă zic eu. Asta pare veteran, ia să... Bă, dar era rău înainte, ați văzut voi cât damage dă păritoarea? Ești nebun? Yeah. Bine că acum dă mai mult. Ia, eu zic că e veteran. S-a lăsat. Sau nu știu, 16 zile, da, s-a lăsat. Sau se lasă, mai bine spus. În curând, peste câteva luni, va fi lăsat. Că... Ia uite, mă, are TikTok un bio. Are TikTok-ul, bro. Trebuie să-l căutăm pe TikTok, să-i zicem. 16 zile, n-are veteran. Eu de luni până... Bă, mi-a plăcut de Lucian, îi dăm like, dar dezactiva comentariile, că-i lăsa un comentariu. Da, le-a dezactivat. 7 ani de live, zici tu, bro, să caut 7 ani de live, dracu. Pe live-ul ăsta zici tu că am jucat Free Fire? Yes. Mă... Un pic că... Aș vrea... Ia. Uitați-mi de ea. Oh, yeah. Nu eram aici. Racu, să mă... Mă, mergem... Nu eram aici. Fața. Curățenici. Așa. O, aici am jucat altceva. 69 număr norocos. Nu eram ce aici. Da. Nu eram ce aici. Live pe stream. Aici eram. Nu vorbea nimeni, nu punea nicio întrebare, frate. Toți vorbeau între ei pe chat. Pentru că se cunosc, pentru că suntem o comunitate. Și ador chestia asta. Efectiv nimeni nu, eu tot citeam chat-ul acolo, dar n-aveam la ce să răspund, că vorbeam între ei. Știi, asta înseamnă comunitate.
cele. Alex. Aici. Prea tare. Ești cu... Ia vezi-o că se uita pe mine. Mamă, ce costumație aveam, bro. Bă, vrei să mă îmbrac așa când joc data viitoare Free Fire? Cum mă îmbrăcăm atunci, mă îmbrac așa? Tip, da. Am... Bro, bă, ce costumație aveam. Asta tot mă interesa. Ia vedeți, mă, frate, ce scheme făceam. Bă, bă, eu am adus toate schemele astea, frate. Eu le-am dat trendul și schema cu XM8 și asta și tot. Uitați-vă ce schema îi făcea anul ăsta, frate. N-am, bă, ușor mă prost, domine, aici. Uite ce schema i-am făcut. Da. Bro, uitați-vă ce schema i-am făcut. Asta tot m-a interesat. Knock 1. O, mă, ce capete. A, e făcut schema, așa-i sevi. Mereu. Eu am dat trendul, mă, cu toate schemele astea, mă, învățat pe toți. Happy. Dar merge dacă pui ținta pe el, te pui în crouch și după aia te ridici? Nu. Dacă ai deja ținta pe el. Nu mai poți să o faci acum, nu mai că am scos. Nu merge, nu? Ce schema? E, o schema, mă, hack-uri. Wow, mă mișcam ca brutul, bro. Eu uite-l pe ăsta, mă. Ia, eu cum mă mișcam, bro. Bă, cazul curat. Schema hâț. Bă, nu poți cred că sunt ăsta, nu pot. Bă, deci zici că-s Jean Gaming. Bro, zici că-s Jean Gaming. Avea level 63. Deci acum 4 ani avea level 63. Mamă. Dracu, de ce duminică? Pentru că iar n-am avut chef de live de 12 ore. Nu, termalul meu, dragul. Bă, fugiți de acolo. Da, așa. Okay. Lasă-l, fugiți. Dar de aici. Aveam eu termal. Toți eram la fel ca tine, da? Da, ok, Trifnix, mă uit. Dar fugiți din zonă, că vă luați o bombă de aia și muriți toți trei. Uite, Sebi! Bravo, Sebi! Bă, dar uite cum se îmbrăca, vreau. Acolo am murit, parcă. Da. Eu care abia fac acum level 67, mă, cu pune. No. Hai cu but, dacă vreți. Și poate să apară, cred că poate să apară mâine dimineață următorul video, la urma urmei. Axmasa. Ne. Ia să vedem ce făcea să mică. Da, bă, unii vreți să alții nu, vedem. Eu cred că atunci o să se ducă lumea la culcare. Mamă, răim și îi zice atunci. De live, ca orice am face, rămâne cum se zice prețitor, o să jucăm și vestul de 4 sau de level 3. De level 3. Se zice prefer vestul de 4 sau de level 3. De level 3, locul. Și horror, o să jucăm și horror, o să jucăm și de horror. Da, eu aveam vest albă. Eu aveam vest albă. Ce? Da, ce? Nu am dat de player, bro, uite, vezi? Ăsta, eroi! Uite! Uite! Mamă, uite, bă! Nu-i bine cum stăm. Ca în sezonul ăsta. Ia. Bă, nu pot să crei, bro, era un mod, bro. 4, pentru că ăsta de 4 îți dă protecție contra clan. Wow! Bravo, Sebi. Bro, voi vedeți ce le făceam, veri! Cui, nu știam că jucăm așa, să-mi bă piciorul, de știam că jucăm așa. Să-mi bă piciorul, de știam că jucăm așa, dă-o mamă ea. Îți dă protecție contra clan, wow. Bă. Bravo, Sebi. Te burt. Bă, ești prost. Aveam movement de bot, dar eram pe creier. Dă protecție cât o vestă de 2 contra clan. Aruca grea, dar și îmi dădea singur. Dar dă protecție foarte mare contra explozibilelor. Da, contra grenadelor și contra lansatoarelor de grenade. Da, da, asta e bună vestea de level 4. Dar în rest, contra gloanțelor nu e tocmai bună. Se sparge și repede și nu dă nici multă protecție. Așa că na. Unde e? Invite pe Discord. Invite la ce? Cum vede playerul? Că nu așa se vede, nu așa țintește save. Nu țintește în frame-uri. În poze. Tom, ce îmbrăcăminte aveam. Pălpat, o problemă, Edi. Ai pierdut nici măcar. Băi, era Master Truck, bro. Era Master Truck băgată în joc. Acum 4 ore, mă, mai țin minte. Jumătate de live, nici măcar jumătate de live. Gândește că sunt live de 5 ore jumate și n-ai pierdut nici măcar jumătate. Mai e. N-au putut parchi mașina. Merge pe ei? Nu merge, mă, bun. Ia uite, frate, bă, ce le făceam, veri? Bro! Merge pe ei?
va merge, mă gândesc. S-a trezit Gagica? Nu cred. Nu cred. Nu vine să cred. Ce mică era groza, așa e? Uite-l, uite-l. Între este la casa aia. Welcome back, Inus. Așa le făceam și eu, nice. Pentru mine s-a aplicat una. Și frate, am prins de textură. Nu-i nimerea în capul. Noc. Pate! Bă, exact la asta mă gândeam și eu. Ți-am ratat luțul și ai zis imediat după ce ți l-am ratat, ai zis Fortnite. O să jucăm și Fortnite. Uite, îți promit că... Bă, nu pot să cred, le dădeam un red la rangvere. Pe live-ul ăsta, băi, 5 minute, frate, 5 minute, oricât o fi, intru puțin și pe Fortnite, ok? Pentru tine, pentru că ți-am ratat luțul. Ți-am ratat luțul special într-o zi specială. Nu știu ce scrie acolo. Dar o să mă uit pe live. Ok, o să jucăm și niște Fortnite, dar mai târziu, mai târziu. Condiția să stai și tu pe live până mai târziu, că nu. Fumează pe live și vede, lasă vreo unde. M-am atac, opa. Dar de ce e pe departe? Ce? Eram concentrat, nici nu mai vorbeam cu Racu. Cum pune o glu? Veri. Da, mă, da, fiți care, știți care e chestia? Nu râdeți, că aici mă jucam pe S6 Edge. Da, un telefon praf. Dacă aveam și un iPhone, mă jucam mai bine, da. Îți dau raport că se formează pe live Titanul Șefu. Bă, frate, și așa nu te suportă nimeni pe live-ul ăsta Titanul Șefu. Nu mai bine îți dai eu, bro? Nu, mă, că ți-am dat mod, frate, 5 mod. Dată-mi raport. Okay. Adică vă dați seama, mie mi-era foarte greu să mă joc la vremea respectivă, pentru că mă jucam pe telefon praf, știți? Dacă mă jucam cu juca Alaxin pe iPad, eram poate și mai și, da? Vă seama, aveam foarte mult lag aici, mă jucam pe smut. Din săritură. Din săritură trebuie. Era un versus full squad. Da, nu știu cine era. Eu te bă, bă, cu nebutam. Cred că urmează în zonă. Nu cred. Mai ajung în zonă? Hai, Maxime, nu mă lăsa pe amă, tu te rog. Dei. Nu cred. Bă. Mai ai destul? No, mai zrip. Hai că se mai bată ăștia, poate. No, zrip. 30, 14, nu! Rip, de aproape, atât de aproape. Dar ce două squad mă băteam acolo, doi, mă. Da, mamă, GG pentru Sebi, fraților. Hai să vedem un spam de coroniste și GG pentru Sebi. Nu cred. A fost ceva, ai rezistat o grămadă acolo. Și ai rezistat bine, gen. Chiar ai jucat-o foarte bine. Oooo. Spam de GG. Te-ai luat minus? Da, minus 1. Da, e ok, e ok. Okay. Bă, mai trebuie două ce meciuri, frate, trebuie două meciuri. Bă, hai să vă comentariile, da. Echipa mea. Ok. Bă, mai țineți minte astea? Stau, frate, stați, nu spamați voi, GG. Chat, bă, chat. Ia, mă, chat, asta s-a întâmplat acum 4 ani. Bă, mai țineți minte astea cu criminalii? Ok. Și putea să spice, da. Okay. Și hai să ne schimbăm și costumul. Atunci, ca să schimb costumul, trebuie să ieși din grup. Zic, aia zic. Credeam că ai descoperit vreun glitch sau ce-o. Aha. Pe uneori care sunt chiar trei. Așa, mi-au avea... Nu, gen... Ce ne... Toți, bă, cart... Al joc. Marian. Wow, ce costumație aveam. Ce înseamnă, nu știu, probabil... Din moment ce nu joci jocul ăsta, nu știi ce înseamnă. Tu mai știi că a luat tuc-tuc înainte de criminal? Știu, bro, știu, de-aia n-am avut criminalul verde, ca să vezi ce prostie am făcut, dar eram prost. Eroic, da, eroicul e o chestie, gen, e destul de greu de ajuns acolo, relativ. E o chestie mare, e, gen, practic, mă, așa că... Și mai avem 12 la 2 meciuri distanță. Momentan, da. Ia, vreau să văd dacă mai se te-a spus pe mine. Asta e o chestie.
Ia. Hai să te apă Dragoș. Dragoș. Chiar vreau să fac cum ai jucat, mă, atunci. Ia că a rămas solo, ia. King Sebi, bă, ce nume a rămas. Uite-te și tu. Uite-i pot. E bine, Sebi, bro. Mai bine așa, pentru că o să am un... Da, spoiler. Hai că-l poți face, hai. Ia uite-mă pe mine. Da, tu rămâneai mereu ultimul, îți dai seama. Am pus seama. Nu cred. Bă, știți care e chestia? Bă, ce mă distram în momentele astea, frate? Bă, eram cel mai fericit, bro, credeți-mă. Realizez, frate, că... eram atât de fericit pentru niște chestii atât de minore. Și acum, frate, parcă, bă, s-a schimbat rău, frate, traiectoria asta, sau ori. Acum, frate, trebuie să avem murus la poartă, să avem bani, să fim fericiți. Bă, eu eram foarte fericit când mă jucam cu el. Mă jur, frate, faptul că jucam cu el pe live eram cel mai fericit, bro. Bă, n-aveți idei, ieșeam pe afară și cântam singur, bro, de fericire. Mă jucam cu el. N-am luat să zic. Și mi-am dat seama că chiar n-am cerut prea mult de la viață. E scăpat. Ai ciupercă de 4? Cred că da. Păi știu eu ciupercă de 4. Păi așa e mai mare proști. Ești cel mai mare proști, bro, te pupa, Tiziu. Hai, să te pară semi. Hai cu ciuperca. Aaaa. Alea fi toată în turn. Bă, erau patru, bă. Am primit. Alea tu stai de vorbă cu colegii în turnul ăla. Hai, cred că e. Da. Salut, ce faci? Stai să-mi acum. Pus-i de cap, bro. A, nu, că stă pe CTRL, nu? Ca să-ți dea și el cap. Pe CTRL. Așa. Ce? A, câte, da, câtările, că la mine e câtările. A murit Abi. Era Albi. Era Abi și acum avem un singur rege în joc. King Sin. O trage! Am înțeles, ăla doar. Are venit în zonă? Nu. Da. Dar nu mai am glumit. Drona-i pe tine. Trebuie să mă duc, că vin și acolo pe mine. Scopaiul de ei, dar tot vin ăștia pe bima asta. Și fraților, aici făceam bug cu medkit-ul. Fugeam și dădeam medkit și unii se auzeau pașii, bă, frate, ce vreau. Să stic să-mi... Fără să pus ale mape. Mamă, cum? De uite, șacale, uite, șacale în turn. Oh, o scoat. Rupe sigaia. Unu, ce e aici? Mamă, nu cred că rezistă serii. Eu tot vei ce-o fugi. Nu, de mi-a făcut fără mie. Hai ca ajungi din nou la Alex să se dea, ai făcut gen cerc de mapă complet. Mă lua arăta de găldură. Ei, vezi că am și-o de player aici, așa că... Vezi că tu din față, e, ai player, nu? Acolo. Bă, dar voi chiar așa, bă. Avem o donație de la Bad Hacker, de 5 euro cu tocul comisioană, care spune PSF furat de la un francez. PSF, e paysafe, cred că vine de la paysafe. La un francez, mulțumesc foarte mult, băi, dacă... I-a furat, frățeu, și voi pe jefă de la chinezi. A furat ca să-mi dai mie? Bine, nu sunt tocmai ok cu treaba asta, dar mulțumesc foarte mult pentru donație. Tot cu comisioane, I appreciate it. Și avem un colț care spune la mulți ani, măi racule, ai făcut 7 ani de YouTube de la Andrei, cu 2 de I, Andrei. Mulțumesc foarte mult pentru Luț. I appreciate it. Hacker, mulțumesc încă o dată pentru donație. Mersi mult. Și bătai Alex-ul aici. Oho! Oho! Am apucat un de... Să mă duc eu acum asta e chestia. Da, albat. O să te facă toți în jos acolo, toți se bat. Hai să mă duc eu pe sus. Ce tacticul jucăm, frate. Ce bine. Mă mai sunt. Mă iam doi aici. Mă iam doi aici jos în casă. Caut. Dar știi că trebuia să-i va... Din luni... Hacker, de un euro care spune... Că... Plus, dar nu e ok ce faci, să știi că ai de... Ia uite ce am făcut aici, uitați-vă. Uitați-vă. Ce? Ceva tactică. Nu știu dacă i-am dat... Vene, te duci pe crouch? Sari? Era o îndreaptă, dar nu mai contau 4. Dar nu contează. E, Bad Hacker, mulțumesc foarte mult pentru rost, dar nu e ok ce faci, să știi, că ideea nu e ok să furi și să dai țepe. Aia se numește țeapă, ce ai făcut tu? Mamă, te-am... Te-am văzut, Fede. S-a uitat fix la tine.
Mă rog, hai să ne mai uităm o dată la faza asta. S-a văzut Feli? S-a uitat fix la tine. Bro, what the fuck was this, bă, Sebi? Bro, what the fuck was this, man? Trebuia să sară fără armă, că săream pe casă, dar eu... Mai vreau o dată. S-a văzut Feli? S-a uitat fix la tine. Și s-a văzut și capra în același timp. N-ai, bă, cum, bă, că... Sebi face parkour, n-am treabă. Vă zic ceva și o să-mi dau dreptate. Iertați-mă că pun atâta pauze, dar până la urmă asta și facem, reacționăm acum. Bă, eu tind să cred că Free Fire-ul înainte, Free Fire-ul vechi, zici că era și Tom și Jerry, bă, iur. Acum orice player te vede, frate, care are ochii peste tot. Dar înainte nu te vedeau playerii, bro. Nici că ne jucam ca viața reală. Uitați-vă și voi cum eu sar și ăla nu mă vede. Deci uitați-vă. Uite și tu. Mamă, uite. Te-am văzut, Feli. S-a uitat fix la tine. Uite și tu. Uite și tu. Uite, uite. Uitați-vă, ia, hai să-mi duc plic. Bebe face parkour. Hop, 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 hop. A, cu tragerea. Avem condamnație la Mortubiu de 2 oraș. Fugeau cu arma oare? Care spune, nu te-ai sătura, bosulică? Mortule, vii, mulțumesc foarte mult pentru donație. Băi, încă nu, încă nu, încă sunt... Super mega hype și abia am trecut de 15 minute, am trecut de jumătatea live-ului. Mersi foarte mult, Mortule, vii, pentru susținere. Mulțumesc pentru toate donațiile tale, în general. I appreciate it. Sunteți de Star Wars, da. Ia, ia fiți atent, chiar fac tactica, uitați-vă, chiar o fac. Ia. Fac din nota. Bă, ia uite, bă! Nu! Nu, nu, nu! Nu! Hai că poți, Seri. Mă, că pe zona asta, bă! Oh, bă, 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 b